invitația noastră de a ne prezenta bijuteria asta de mașină. Bună ziua. Spune-ne, te rog, ce mașină e asta? Un AMG? AMG GTS. GTS, nu? Da. Ce motor are? Ce putere? Spune mai multe despre mașină. Ce știi? Are un motor de 4.0 biturbo în V8. Un V8 biturbo, nu? Da. 520 de cai putere. Doar pe tracțiune spate. Tracțiune spate, da. Am înțeles. Bun. Aia să vă spun puțin despre AMG GT. Acel este succesorul SLS AMG. Mercedes atunci când a creat SLS AMG, ea avea o altă nișă de oameni. Era o mașină foarte, foarte scumpă. Și atunci au văzut că cei de la Porsche, care au 911 turbo, sau de la Nissan, care au GTR-ul, aveau niște supercaruri puțin mai ieftine, care se vindeau foarte, foarte bine. Au decis să facă nișa asta de AMG GT. Și au dat cea mai mare lovitură lor. Mașina asta se vinde în prostie. Ce este interesant la ea este că pe circuit este o mașină, dacă nu la fel de rapidă ca SLS-ul, probabil mai rapidă ca SLS-ul. Toate că este de o putere mai mică. Eu știu că există trei versiuni la ea. E AMG-ul simplu. Da, GTS-ul și GTR-ul. Da, care doar ce a apărut și la noi în România. Asta ta e GTS-ul, adică are mai mulți cai. Mai mulți cai decât GT-ul. Da, ăla are undeva la 462 de cai, ceva de genul ăsta. Da. Bun, pentru cei care nu știu, mașina, cum ai spus și tu, are un V8 biturbo. Dar ideea la ea care este? Ei au montat turbinele aici în față, unde este V-ul, fix în față aici. De ce? Ca să elimine lagul ăla. Atunci când la mașină turbo, dacă ai observat, când calci pedala de accelerație dintr-o dată, durează o secundă, două, până trage mașina. La mașinile aspirate ai instant accelerație, instant pleacă. Ei, asta au făcut cei de la Mercedes, inginerii. Tracțiunea este, ai spus, doar pe roțile spate, nu? Spate, da. Oricum am văzut că au un diferențial blocabil foarte, foarte interesant, dezvoltat de inginerii de la Mercedes. Mașina, dacă ai plecat cu ea cu launch control, ai văzut, nu derapează, scoate un timp foarte bun. Exact ca și cum ar fi o mașină cu tracțiune integrală. Ai observat că în descrierea ei nu apare Mercedes Benz. Nu apare cuvântul Benz. Asta pentru că ea este făcută doar de de inginerii de la AMG. Mașina asta nu are treabă cu Mercedes Benz. E Mercedes AMG GT. Da. Nu apare deloc cuvântul Benz la ei, da. Știi că iau politica aia la AMG, se zice one man, one engine. Fiecare motor este făcut manual de un singur om, pe motor acolo e o plăcuță cu numele inginerului. Orice problemă ai avea cu mașina, acel inginer ia foaia, cel care a scupat de mașina ta, el a lucrat la motorul, el știe ce i-a făcut, asta e politica celor de la AMG, one man, one engine, doar ei au așa ceva. Mă uitam că, cu toate că mașina asta este concepută practic pentru circuit, adevărata ei valoare acolo se vede. Poți să duci, de exemplu, astăzi pe circuit și în același timp diseară să duci la un restaurant, adică mașina este foarte luxoasă. Față de multe mașini. Foarte sport, exact, ai interiorul foarte exact, frumos. Foarte, foarte luxoasă. De obicei, mașinile sport, ai văzut, renunță la tot. Piele, nu știu, dotări, climă, muzică, ca să o scadă greutatea la ea. Dacă ai observat unele modele de Ferrari pe care dai, nu știu, milioane de euro, n-au nici măcar geamuri electrice. Au geamuri manuale, ca să scadă din greutatea mașinii, știi? Fiecare piesă cântărește. Ei, pe Mercedes sunt prea interesat asta. Ei, în continuare, au mers pe stilul lor. Să facă lux și sport în același timp. Asta este, am văzut că e făcută de la S-Class, nu? Practic, gurile astea. Da. Știu că prima oară pe S a apărut. Asta e 4. Da. Da. Deci mașina se comportă în curbele astea, deci e car. E joasă, lată, stă foarte, foarte bine pe șosea. A, și încă o chestie ce trebuie să vă spun este că la AMG GTS, cei de la Mercedes au eliminat, practic, dacă vrei acum să decuplezi, de exemplu, SP-ul, poți să decuplezi absolut complet. E, la SLS nu puteai complet, rămânea puțin acolo să te ajute în situații de criză. E, la asta poți să decuplezi complet și poți să-ți faci de cap, adică poți să mergi pe circuit, poți să faci drifturi cu ea, orice altceva ce trece prin cap. Nu este cazul astăzi. Volanul ăsta se simte foarte bine aici, el întoarsă. Prindere mai bună, știi? Să nu-ți alunece palmele niciodată pe mașină. Baterele văd că sunt puse pe volan. Și aici ce avem? Avem modul de selectare în mers, nu? Avem confort, pe care este noi acum. Sport plus. Plus și race. Bun. De exemplu, acum sunt activate topele, nu sunt. Acum le-am activat, nu? Da. Bun. Avem valve controlate electronic.
oricum sunetul de AMG este inconfundabil. Probabil este cel mai brutal sunet pe care îl auzi la o mașină. Da, da, da. Nu se compară cu nimic. Dacă o trecem pe sport, suspensia se schimbă complet. Da. La fel și răspunsul la volan. Devine mai greoi. Câți kilometri ai făcut cu mașina? Undeva la 20.000. Mașina a mers? Da, a luat-o cu 15.000. Și drumul din Germania până aici. Ce ai venit pe roți? A venit, da, da, pe roți. A, deci a venit pe roți cu ea? Da. Wow. N-a vrut să o tracteze, că voia să meargă cu ea. Am înțeles. Și cum e, nu știu, serviciul cu ăsta e greu? Că se fac în România serviciul la NG GTS? Sau trebuie să duci prin afară, pe undeva? Vă referiți la revizii sau? La revizii, da, că asta nu știu. Da, revizia... Se fac la Mercedes, nu? Da, la Mercedes. Poți să le faci, că uite, la anumite supercare se uită la GTR, nu se face în România, decât la anumite ateliere, ca să zic așa, care se pricepe ei. Dar normal, la reprezentanță la Nissan, nu poți să faci. Și interiorul este foarte frumos configurat, roșu ăsta cu negru. Da. E demențial. E mai scump cu 10.000, mi se pare, sau 20.000. Dacă le iei în două culori? Culoarea asta, roșu cu negru, față de celelalte culori. Am înțeles, dar ele normal vin tot pe două culori sau ți alegi tu? Ele vin într-o singură culoare. Nu, am văzut și într-o singură culoare. Aha, doar negru sau alb. Bun. Ia spune-ne, Hafez, ce mai avem aici? Mai spune-ne spre butoane. Ce mai avem aici este reglajul de suspensie, nu? Aici este suspensia, da. Faci mai tare sau mai moale, mai nu? Mai moale, da. Noi acum pe ce suntem? Pe sport, aici este pe primul nivel, nu? Da. De întărire. Aici avem, o ducem pe manual, nu? Da, aici este manual, nu? Și aici? S-o stinge asta, nu? Aici pentru... Navigație. Media, da. Să dai media, nu mai încet. Și ăla este sistemul de start-stop, nu? Acesta? Au, da. Da. Bine, acum întrebarea pe care toată lumea probabil o să o pună după ce s-o apară clipul. Cât consumă mașina asta? Pe confort, dacă mergi normal, consumă undeva la 13-14. Nu mi se pare mult deloc. Nu, chiar nu consumăm față de... Când aștept să luau mașină de nivelul ăsta și 4000 și biturbo, să cam ia la consum, dar 13-14 nu se pare absolut deloc. Bine, acum depinde mult și de tipul de condus și unde, da, mergi, da, ca în oraș, da, la aglomerație. Vizibilitatea, să știi că este destul de bună, ținând cont că are luneta destul de mică și înaltă. Eu văd foarte bine și în oglind și în retrovizoare aici. De da, la are avantaj că este, da, spatele la scurt. La supercarul aici nu vezi nimic. Este pe la Aerop, în oglinda asta, poți să nu folosești. Da. Nu vezi absolut nimic în spate. Vezi decât motor, că are spate, atât, da, vezi. Da, pe aleron am văzut că se controlează, poți să redis sau să cobori când vrei tu, sau? Da, sau când atingi viteză. Viteză de cât? 120? 120, da. El ajută, da, el ajută practic mai mult la frânare, nu? Da. Încă un lucru la mașina asta ce este unic, ca să spun așa. Când au dezvoltat ei mașina inginerii ăștia de la AMG, toate mașinile normale aveau, au, toate au de fapt, baie de ulei. Da. Ei, mașina asta are baie de ulei uscată, se numește, uscată, ceva de genul ăsta. Și nu mai este la motor sau sub mașină sau unde trebuie să fie o baie normală, este undeva la aripa dreaptă, băgată. Nu știu. Da, asta este singura mașină care are chestia asta. Și motorul ăsta a fost dezvoltat de la zero. Deci doar motorul ăsta, doar pe mașina asta le găsește. Nu mai există pe alta inghe. Mai există motoare de 4, dar nu este motorul ăsta. Sunt alte coduri de motoare. Motorul ăsta a fost dezvoltat special pentru mașina asta. Este pus foarte aici, adus mult. Practic poți să spui că mașina are motorul aici la jumătate undeva. Așa este de adus. De-aia capota e foarte de lungă. Știi?